Și trecem la subiectul al treilea. Începem cu subiectul F. La hidroliza parțială a unei proteine s-au separat și două dipeptide, serilglicina și glicilvalina. Scrieți formulele structurale ale celor două dipeptide. Deci, prima oară, serilglicina. Așa. Ca să scriem serilglicina, glicină, trebuie să știm formulele serinei și a reglicinei, aminoacizii de la care provine dipeptida. Așa că scriem frumos aminoacidul, deci începem cu un carbon de care e legat o grupă carboxil și o grupă amino. Așa, și ce mai are aici? Încă o legătură cu hidrogenul și încă o legătură de un alt carbon la care e reglată o grupă hidroxil. Da, asta e serina și glicina este cel mai simplu aminoacid, are doar 2 atomi de carbon și arată în felul ăsta. Și acum, ca să scriem dipeptida, trebuie să știm cum se condensează două dipeptide. Păi, se formează o legătură peptidică, dispare o apă cu o grupă hidroxil din acidul de la un aminoacid și un hidrogen de la grupa amino. Și atunci, o să scriem tot ce era. Se începe cu grupa amino a aminoacidului care e primul aici. De ăsta ce e legat? Carbonul de aici care e legat de un carbon și o grupă OH. Carbonul ăsta e legat de grupa carboxil care acum a dispărut OH-ul și s-a legat de ea grupa asta de aici și asta formează legătura aia peptidică și de asta e legată carbonul ăla și se termină cu COOH. Și asta e serilglicina, a doua era glicilvalina. Glicina am scris-o și să vedem cum era. Deci asta e glicina. Glicilvalina. Asta e glicina și valina arăta în felul următor. Este aia care are legată de carbonul ăsta de lângă. Încă doi carboni. Mă rog, trebuie să scriem frumos. Eventual putem să scriem CH și de asta e legată, sunt legate două grupe metil, deci CH-CH3 de două ori. Bun, și glicilvalina. Începem cu grupa amino de la glicină, de care e legată o grupă metilen. Și după asta dispare cu un hidrogen de aici. Grupa amino de la al doilea aminoacid. Și de ce e legată asta de carbonul ăsta, care are chestia asta aici, în stânga. Și terminăm cu grupa carboxil, mai departe. Forma structura glicinei în mediu bazic. Păi, în mod normal, glicina arată în felul următor. Și ea fiind un aminoacid, grupa amino are proprietăți bazice, grupa carboxil are proprietăți acide. În mediu bazic înseamnă că dispare acidul cum ar veni partea acidă, adică hidrogenul de la acid, pentru că ăsta îi conferă aciditatea. Și aici, ca să evidențiem că e bază, oxigenul a rămas fără hidrogen, deci rămâne cu o legătură cu o sarcină negativă, deci punem un minus și asta este glicina în mediu bazic. 200 de amidon asta. Trecem peste, găsiți voi. Așa.
Energia exprimată în kilocalorii degajată la metabolizarea 54 de grame de glucoză, știind că prin metabolizarea unui mol de glucoză se degajează 86 de calorii. Asta e simplă. Trebuie să afli în primul rând câte grame sunt într-un mol de glucoză, adică îi faci masa moleculară, afli în câte grame se degajează 686 și după aia vezi în 54 câte sunt. Deci, glucoza, care are formula moleculară carbon 6, hidrogen 12, oxigen 6. La asta bagi masă molară, moleculară sau cum o fi. Și asta o să dea 12 ori 6 plus 12 ori 1 plus 6 ori 16 și era 180 parcă, dar hai să verificăm. 72 și cu 12, 84, 6 ori 16, 96, da, 180. Și zice că într-un mol se degajă 600, nu știu cât, 686, adică într-un mol, prin formula că numărul de mol e masă pe masă molară, un mol ori masă, ca să afli câtă masă e, faci masă molară ori număr de mol egal masă, adică 180 ori 1, 180. Deci în 180 de grame se degajă 686 de kilocalorii. În 54 câte ne cere nouă? X. Și să vedem cât trebuie să dea X-ul. A, 205,8. Dacă facem calculul, sunt sigură că o să dea 205,8. Așa. Bun. Ecuația reacției glucozei cu reactivul Tollens. Acum, trebuie să știm structura glucozei. Glucoza este o aldohexoză, deci aldohexoză, hex 6, 6 carbon, desenăm 6 carbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aldohexoză, adică are aldehid aici în vârf. Și acum, în rest, sunt grupe de acid, de alcool. Începem aici alcool primar, carbon 2, hidrogen 2, oxigen, hidrogen. După aia trebuie să punem, ăștia sunt toți alcooli secundari. Și acum începem, punem prima oară grupa hidroxil în dreapta, așa se începe întotdeauna asta în dreapta, după aia alternativ dreapta, stânga, începând tot din dreapta, dreapta, stânga, dreapta. Și în partea cealaltă este, bineînțeles, hidrogenul. Asta este glucoza cu reactiv Tollens. Acum trebuie să știi reactivul Tollens, că este hidroxidul de diaminoargint. Deci, am zis hidroxid de diaminoargint. Deci, hidroxid, diamino și argint. Și, în general, aldehidele reacționează cu reactivul Tollens ca să dea oxidare și ce se întâmplă aici, în loc de aldehid, o să ai acid. Deci, acid. Și copiem toată chestia asta în rest, e la fel. Și se mai obține și argint, bineînțeles, niște amoniac, că doar nu facem nimica cu el, și, bineînțeles, apă. Și acum, ca să egalăm ecuațiile, un oxigen s-a dus aici ca să facă grupa acid și nouă ne iese și o apă. Oxigenul nu poate să luăm nu putem să luăm decât aici. Deci, clar, o grupă OH și un oxigen vine aici și ca să formeze o apă mai trebuie încă o grupă OH. Deci aici o să vină de două ori chestia asta. Și atunci vine un 2 la argint și un 4 la amoniac, care e NH3. Și asta este reacția. Așa, masa de argint exprimată în grame, care se formează în reacția de intre-glucoză din 100 de ml de soluție concentrație 1 molar și cantitatea stoichiometrică de reactiv Tollens. Deci cât argint se formează din 100 de ml de soluție concentrație 1 molar? Acum, folosind formula că
Concentrația molară este număr de mol pe volumul în litri. De aici rezultă că numărul de mol este concentrația ori volumul în litri. Și nouă ne zice că este concentrație 1 molar la 100 de mililitri. Deci 1 molar ori volumul în litri 100 de mililitri înseamnă 0,1 litri, rezultă 0,1 mol. Deci intră 0,1 mol de glucoză. Acum dacă ne uităm pe reacție, asta, toată chestia asta de aici, coeficientul din față al glucozei este 1. Nu se vede că e asta formula de structură. Dar nu e nicio cifră în fața glucozei. Deci coeficient 1 și largin 2, deci 1 la 2. Înseamnă că la 1 mol de glucoză se formează 2 mol de argin. La 0,1 mol de glucoză se formează câți mol de argin? Păi X o să fie 0,2 mol de argin. Și asta e toată problema. Atâta.